Avem cea mai mare nevoie să ne stăpânim limba cum se cuvine și să o înfrânăm. Limba e mișcată de inimă. Cu ce este plină inima, aceea se și revarsă prin limbă. Pe de altă parte, acel simțământ care se revarsă prin limbă se întărește și se înrădăcinează în inimă. De aceea, limba este unul dintre marii părtași la zămislirea obiceiului nostru mândru. Simțămintele bune sunt tăcute. Revărsări prin cuvinte caută mai degrabă simțămintele iubitoare de sine, ca să exprime ceea ce ne măgulește iubirea de sine și ne poate pune, ni se pare nouă, în cea mai bună lumină. Multă vorbire vine de cele mai multe ori de la o anumită părere de sine mândră, potrivit căreia, închipuindu-ne că suntem mulți știutori și că părerea noastră despre lucrul cu pricina este cea mai mulțumitoare, încercăm o nevoie neînfrânată de a ne-o spune și de a o întipări și în inimile celorlalți prin belșug de vorbe, cu repetări numeroase, făcându-li se învățători nepoftiți și visând câteodată să aibă ca ucenici oameni mult mai pricepuți decât ei, și asta atunci când se vorbește despre lucruri care merită cât de cât luarea minte. În cea mai mare parte însă, multă vorbire este totuna cu vorbirea deșartă și atunci nu se găsesc cuvinte pentru a înfățișa pe deplin răul care vine din această proastă obișnuință, îndeopște multă vorbire deschide porțile sufletului, prin care iese îndată din inimă căldura evlaviei și cu atât mai mult vorbirea deșartă. Multă vorbire îi abate omului luarea aminte de la el însuși și în inimă, care în felul acesta ajunge să nu mai fie păzită, încep să se furișeze obișnuitele învoiri și pofte pătimașe, câteodată cu asemenea izbândă, încât atunci când se termină vorbirea deșartă, în inimă se află deja nu numai însoțirea cu gândul rău, ci și hotărârea de a săvârși patima cu fapta. Vorbirea deșartă este ușă spre osândire și clevetiri, răspânditoare a veștilor și părerilor mincinoase, semănătoarea neînțelegerilor și vrajbelor. Ea înnăbușă gustul pentru ostenelile minții și slujește mai totdeauna drept acoperire pentru lipsa unei cunoașteri temeinice. După multă vorbire, când aburul mulțumirii de sine trece, întotdeauna rămâne un anumit simțământ de tristețe și de rușine. Oare aceasta nu dovedește că sufletul, chiar fără voia sa, se simte atunci furat? Apostolul Iacov, vrând să arate cât de greu este celui guralif să se abțină de la ceva nefolositor, a zis că ținerea limbii între hotarele cuvenite este doar partea bărbaților desăvârșiți. Dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, în stare să înfrâneze și tot trupul. Limba, îndată ce începe să vorbească ceva după placul său, fuge ca un cal scăpat din frâu și pălăvrăgește nu numai cele bune și cuvincioase, ci și cele rele și dăunătoare. De aceea, apostolul o numește rău fără astâmpăr, plin de venin aducător de moarte. Împreună glăsuind cu el și Solomon a grăit: din cuvinte multe nu vei scăpa de păcat. Și vom spune împreună cu Ecleziastul că cine vorbește mult își dă în vileag nebunia, fiindcă de obicei numai cel nebun înmulțește cuvintele. Nu te întinde la împreună vorbiri lungi cu cel ce nu te ascultă cu voie bună, ca nu cumva, săturându-se de tine, să înceapă să te urască, precum este scris: cel ce înmulțește cuvintele, urât va fi. Ferește-te ca nu cumva să vorbești cu asprime și de sus, fiindcă oamenii urăsc foarte mult aceasta și te vor bănui că ești foarte deșert și gândești lucruri prea mari despre tine însuți. Niciodată să nu te lauzi decât dacă este neapărată nevoie, însă și atunci să vorbești cât mai pe scurt. Când vezi că alții vorbesc deprisos despre ei înșiși, silește-te să nu faci ca ei, chiar dacă vorbele lor par smerite și mustrătoare de sine. Iar în ce-l privește pe aproapele tău și faptele lui, nu te da înlături să vorbești, însă vorbește totdeauna cât mai pe scurt, chiar și atunci când lucrul acesta se cere pentru binele lui. Când stai de vorbă, să-ți amintești și să te strădui să împlinești porunca Sfântului Talasie, care grăiește. Dintre cele 5 feluri de a sta de vorbă cu alții, pe 3 dintre ele să le folosești cu chibzuință, fără frică, pe al 4-lea să nu-l folosești des, iar pe al 5-lea să te lepezi cu totul. Un oarecare dintre scriitorii duhovnicești le înțelege pe primele 3 așa: da, nu, se înțelege sau este limpede, în al 4-lea vede îndoiala, iar în al 5-lea ceea ce e cu totul necunoscut. Adică poți să vorbești cu hotărâre despre ceea ce știi sigur că este adevărat sau neadevărat și despre ceea ce se vede de la sine. Despre ceea ce e îndoielnic, mai bine să nu zici nimic, iar dacă este nevoie să vorbești ca despre ceva îndoielnic, fără să hotărăști dinainte. Iar despre ceea ce nu știi, să nu vorbești deloc. Un altul zice: avem 5 feluri de a vorbi.
chemător, întrebător, doritor sau rugător, hotărător, când ne rostim cu hotărâre părerea, poruncitor. Dintre acestea cinci, pe primele trei se le folosește întotdeauna slobod, pe al patrulea cât mai rar cu putință, iar pe al cincilea să nu-l folosești deloc. Despre Dumnezeu să vorbești cu toată căldura, mai ales despre bunătatea și dragostea Lui, dar totuși cu frică, gândindu-te să nu păcătuiești cumva și în aceasta, zicând ceva necuvenit despre cele dumnezeiești și tulburând inimile ascultătorilor simpli. De aceea, mai degrabă să iei aminte la împreună vorbirile altora despre lucrurile acestea, punând cuvintele lor în vistierile cele mai dinăuntru al inimii tale. Iar dacă se va vorbi despre altceva, numai sunetul glasului să se lipească de auzul tău, însă noima să nu se lipească de mintea ta, care trebuie să tindă nestrămutat către Dumnezeu. Chiar și atunci când trebuie să-l asculți pe vorbitor ca să pricepi despre ce e vorba și să dai răspunsul ce se cuvine, să nu uiți ca între ceea ce auzi și ceea ce spui să-ți înalți ochiul minții spre ceruri, unde e Dumnezeul tău, gândindu-te la mărirea Lui și la faptul că El nu te scapă din ochi, ci caută spre tine ba cu bunăvoință, ba cu neplăcere, potrivit celor ce se întâmplă în cugetele inimii tale, în vorbele, în mișcările și în faptele tale. Când trebuie să spui ceva, să chibzuiești temeinic la cele ce se suie în inima ta ca să le zici, mai înainte să ajungă acestea pe limba ta și vei afla că multe dintre ele sunt de așa fel, încât este cu mult mai bine să nu iasă din gura ta. Să știi totodată că și din ceea ce ți se va părea că este bine să zici, este uneori cu mult mai bine ca unele să rămână îngropate în mormântul tăcerii. De aceasta îți vei da seama câteodată, îndată după încheierea împreună vorbirii. Tăcerea este mare putere în războiul cel nevăzut cu mândria și reazim de nădejde spre biruință. Tăcerea este foarte plăcută celui ce nu nădăjduiește în sine, ci nădăjduiește numai în Dumnezeu. Ea este păzitoarea sfințitei rugăciuni și minunată ajutătoare în lucrarea virtuților, iar totodată și semn al înțelepciunii duhovnicești. Sfântul Isaac spune că pasa limbii nu numai că silește mintea să suie la Dumnezeu, ci și în lucrurile cele văzute, săvârșite cu trupul, dă în chip de taină mare putere spre împlinirea lor. Ea luminează și în lucrarea ascunsă, însă doar dacă omul păzește tăcerea într-o cunoștință. Altundeva el laudă tăcerea așa: dacă vei pune într-o parte toate lucrurile vieții acesteia îmbunătățite, iar de cealaltă parte tăcerea, vei afla că tăcerea prea cumpănește. Multe sfaturi sunt bune pentru noi, însă când se va apropia omul de tăcere, îi se va părea de prisos lucrarea păzirilor. Într-un alt loc numește tăcerea taina veacului viitor, iar cuvintele, spune el, sunt unealta lumii acesteia. Sfântul Varsanufi o pune mai presus de teologisire, zicând: chiar dacă aproape că ai ajuns să teologisești, să știi că tăcerea este mai vrednică de uimire și slavă. Drept aceea, se întâmplă ca unul să tacă fiindcă nu are ce să spună, altul pentru că așteaptă vremea potrivită, altul din alte pricini, de dragul slavei de la oameni sau din râvna pentru această virtute a tăcerii sau fiindcă ține ascunsă în inimă împreună vorbirea cu Dumnezeu, de la care nu vrea să abată luarea de aminții să le îndeopște, însă se poate spune că cel tăcut se arată chibzuit și înțelept. Îți voi arăta doar un mijloc pentru a deprinde tăcerea, cel mai nemijlocit și mai simplu. Apucă-te de lucrarea aceasta și ea însăși te va și învăța cum să o faci și te va ajuta. Iar pentru a păstra nestinsă o sârdia către osteneala aceasta, să te gândești cât mai des la urmările pierzătoare ale flecărelii fără alegere și la urmările mântuitoare ale tăcerii celei cu bună înțelegere. Iar când vei ajunge la gustarea roadelor mântuitoare ale tăcerii, nu vei mai avea nevoie de nicio lecție în privința trufiei.